Deșteptarea. Hai să ne mergem puțin să vorbim despre ce s-a mai întâmplat la Jocurile Paralimpice. Proaspăt încheiate, dacă nu mă înșel eu. Ce motiv ai auzit tu pentru care, sau din cauza căruia unui sportiv să-i se retragă o medalie câștigată? Dopaj, în dopaj, general, nu? Deci când auzi de treaba asta, te gândești la dopaj. Da. Am avut cu Nurofen o problemă, țin minte cu... Sigur că da. Da, ce scandal. Ei bine, uite, la Jocurile Paralimpice, Muhammad Ziad Zolkefli, atlet din Malaezia, participant la aceste Jocuri Paralimpice de la Tokyo, a rămas fără medalia de aur obținută la aruncarea greutății pentru că a întârziat la concurs. O să-ți imaginezi așa stai ceva. Un pic. Cum a întârziat? A venit așa pe ultima tură, pe ultima sută de metri și a zis dați-mi voie și mie să arunc. Nu era în camera de așteptare la timpul apelului. Probabil îi strigă și dacă nu spui prezent, e cam deci, rău, știi? Ei au un program, o cameră de așteptare și niște timp, și atunci când te strigă, trebuie să fie acolo să în fie camera. Acolo. Păi, ca la examen, știi? Nu înțeleg ce relevanță are asta asupra concursului. Dacă eu aș întârzia două minute la camera de așteptare, nu te-ar mai primi. Dar uite că pe el l-a primit, a câștigat și medalia și după aia au spus la revedere, ai întârziat, n-ai fost acolo. Da, nu, e ciudată treaba. Dar care, bun, aici noi n-avem toate informațiile, dar care ar putea să fie justificarea unei astfel de reguli? Stau să mă gândesc. Păi, zic ce așa, organizatorii au justificat faptul că celor trei atleți, că n-a fost doar el, a fost el și încă trei sportivi, li s-a permis să concureze, afirmând că nu toate informațiile au fost disponibile la acel moment. Deci ei cumva nu știau că aceștia n-au fost prezenți în cameră la apel. Din motivul ăsta le-a fost permisă participarea, după care au aflat informația asta și pe baza acestei informații au descalificat cum ar veni, știi? Interesant. Atleții și-au cerut scuze, au spus că nu au auzit anunțul și că acesta a fost făcut într-o limbă pe care nu o înțeleg. Însă cum restul atleților s-au prezentat la timp, explicațiile celor trei n-au fost luate în considerare și medalia de aur a plecat de la malaezianul nostru la un ucrainian, Maxim Koval, cel care se clasase pe locul 2. Bineînțeles că pe el au sărit toți fanii malaezienii pe rețelele de socializare și îți dai seama ce a fost pe bietul om. Dar uite că se întâmplă să pierzi lucruri foarte importante din cauza unei prostii, uite, din cauza unei întârzieri. Așa. Mie îmi place să stau să aștept dacă am o treabă importantă sau, nu știu, am de ajuns undeva și e la o anumită oră. Să vii mai devreme. Da, eu așa nu mă simt în siguranță, nu știu cum Dumnezeu, dacă nu ajung acolo înainte de oră. Ba că mă duc la un meci, ba că mă duc la un concert, bă, bă, mai bine să fim noi din timp acolo, mai bine mai așteptăm acolo decât acasă. Mie și frică să te întreb cum ești la aeroport, cu câte ore te duci înainte. Mă duc binișor înainte și la aeroport. Mă duc binișor înainte. Ei, așa mi se întâmplă și mie. Și eu prefer să ajung, și chiar mă enervez câteodată că ajung prea devreme, știi, și zic, băi, dar mai puteam să stau și eu puțin. Nu? Alte ori însă avem foarte multă treabă, știi, și când lucrul ăla la care trebuie să ajungi nu e cel mai tare lucru din lume, atunci mi se întâmplă să nu reușesc să mă organizez și ajung. Da, ce aduce aminte de vreun eveniment la care ai întârziat, așa, pur și simplu? La care am întârziat grav? Da. Nu, nu-ți botez urcumă 3, am fost la acolo. La nu-ți botez urcumă 3 examene, ai fost, da. Examene, da, am ajuns și la examene. Am să zic, sincer, n-am un lucru, dar mi s-a întâmplat să-mi cer scuze destul de apăsate. Am venit la vreo două evenimente din astea cu presă și așa mai departe. Ca o vedetă așa, ultimul. Și foarte urât, cât se uită toată sala la tine. Asta deci lumina, s-a pus reflectorul pe tine. Îmi cer scuze, am... Da, tu în momentul ăla vrei să fii invizibil. Da, a fost, te faci mic, îmi pare rău, n-am... Eu acum, da, nu o să se mai întâmple. Când întârziam eu la prima oră la școală, așa vreau să nu mă vadă profesoara când mă strec ora așa prin ușă, pe lângă ușa. Se întâmplă, asta e ce se întâmplă, dar uite, câteodată consecințele sunt urâte. Sunt dramatice, da. Da. La 0728111222 chiar aș vrea să aflu dacă avem ascultători care au întârziat, nu știu, la evenimente importante din viața lor, la întâlniri, la ședințe. Eu știu pe cineva care a întârziat la nuntă, nu eu, că nu mă aș ascund. Am un amic care a întârziat la propria nuntă, nu la nuntă. Da, important e că a ajuns și că s-a consumat evenimentul. Da, poate că nu era chiar ferm convins că trebuie să ajungă. Zic.
dacă aveți amintiri de genul ăsta, dați-ne un semn pe WhatsApp, ne puteți trimite un mesaj audio sau un scris, cum vă e mai simplu, la 0728111222. La ce evenimente importante? Stai că zice omul aici, uite, că nu semnează, soția mea este campioană la întârziat. Așa. Nu întrece nimeni în vecii vecilor, am întârziat la biserica, la botezul copilului nostru. Hai să ascultăm pe Dănuț. Salutare, băieți! Eu sunt un tip destul de punctual. În schimb, fratele meu este campion mondial la toate categoriile în ceea ce privește întârzierea. Vreau să vă spun că întârzie absolut indiferent ce treabă ar avea de făcut. Cât de banală el întârzie. Pentru care prietenii apropiați, cel nostru, i-au pus un nou nume, Familia Târziu. Familia Târziu, da. Cunoști eu, am și eu în anturajul meu persoane care niciodată, dacă îți dai întâlnire cu ele la 11, la 12, 10 minute, clar că întârzie. Știi că avem niște artiști, da, nu mai zic, nu mai dau nume acum, niște artiști celebri, când îi chemam la radio, îi chemam cu o oră mai devreme. Da? Da. Da, ca să fii sigur că ratează, că nu ratează, că vine pe spațiul acelui program. La cât avem? La 9 și 10 zile, la 8.35. Da, 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 da. Sau măcar așa, dacă trebuie să vină la 12, să vină la 12 fără 10, să-i spui. Nu știu, la 12 fără 10, că trebuie neapărat până în fix. Neața, eu am întârziat cu 10 minute la aeroport, din timpul ăla de 2 ore dinainte de îmbarcare și bineînțeles că am pierdut avionul, chiar dacă mai era o oră și 50 de minute până la decolare. Ai ce, s-a închis poarta? Nu, cum? Am scris un ascultător din Belgia. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Nu știu cum e cu întârziatul la unei, dar eu oricât de mult m-aș pregăti să nu întârzi sau să n-ajung pe ultima 100 de metri, nu-mi iese. Mă trezesc, să zicem, trebuie să ajung undeva cu o jumătate de oră sau nu știu cât înainte, mă trezesc cu o oră, două înainte sau, și tot aproape pe ultima 100 de metri sau întârzi. Sau dacă mă grăbesc, trebuie să fac ceva. Spre exemplu, odată aveam niște pantofi de mai multe culori, două culori, unii negri și unii maron. Așa. Și am luat un pantof negru și unul maron. Aia, graba strigă treaba. La nunta celui mai bun prieten al meu, la slujba din biserică, ginerele plecat să-și cheme rudele care locuiau lângă biserică, a întârziat. Și practic jumătate din slujbă s-a petrecut cu mine interpretând rolul de ginere. Aveam aceeași statură, aceeași culoare de costum. Am văzut că lipsește, am făcut un pas înainte. Nimeni nu și-a dat seama. Când a sosit, am făcut un pas în spate. Ginerele și-a preluat locul și slujba a continuat până la final. Bine că nu a preluat și rolul ginerelui, știi? Exact. Bine că n-a ajuns la momentul ăla. Puteți săruta mireasa, că era o problemă, știi ce făcea? Dar mireasa n-a văzut cu cine să mărit, adică mă întrebați chiar și pentru începutul ceremoniei. Cipri din Cluj a întârziat din nou, spunem. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Vestea bună? Da, vestea bună de la 7:48 de minute de azi. N-am nicio veste bună. E vineri din nou, e vineri. Asta este vestea bună. Dacă ați uitat cumva, este vineri, așadar încă un pic și va fi weekend. Unde ziceai că a întârziat Cipri? Cipri cred că a întârziat din nou la muncă. Ia să vedem, că ne-a trimis să... Nu știu cine ne-a trimis. Avem o Raluca. Raluca ne trimisese un mesaj, da. Ia să... Bună dimineața, Raluca, sunt din București. Eu am cea mai groaznică amintire legată de întârziat. Lucram la o companie mare și mă ocupam de licitații. Astfel că în ziua unei licitații foarte importante a nins foarte, foarte tare și deși am plecat cu două ore înainte de acasă, după aproape o oră de mers, nu parcursesem niciun sfert din destinație. Am lăsat mașina repede pe dreapta, am făcut o combinație între metrou, autobuz, taxiul ca să ajung. Și de la atâta stres și de la atâta nebunie că aș putea pierde această licitație și respectiv jobul, în momentul în care am ajuns la ghișeu să depun dosarul, am leșinat cu dosarul în brațe. Wow. Întârziasem, cred că 20 de minute. Vai. Și a fost și noroc și ghinion această întâmplare, întrucât m-au lăsat să particip, li s-a făcut milă de mine și ulterior am câștigat și licitația. Ia-o, felicitări! Bravo! Ai spus acum, nu...
Ce? A intrat după program, o să vezi că se sesizează unii, dar nu știe nimeni cine e. Doamne, dar cum să le știu? Nu vă mai încărcați. Haideți că vă înveselesc eu cu o chestie de asta cu iarnă. Așa. Și cu întârziat. Deci a nins cât China, știi, s-a făcut metrul ăla de zăpadă și m-am dus la cealaltă companie unde lucram la radio, tot așa. Trebuia să încep programul la 6:30 dimineața. Evident că din cauza traficului n-am ajuns. Nu era nici loc de parcare, dar în curte, în curte, portarii făcuseră curat pe 2-3 locuri de mașină și, neavând unde să parchez, le-am zis, lăsați-mă acolo pentru că eu deja trebuie să fiu în radio la program. Da. Da, ales pentru șefi. Șefii veneau probabil mult mai târziu, dar... Exact, da, zic, prietene... N-ai nicio șansă la fază de genul ăsta, nu? Când e locul șefului, mulți, nu știu, nici armata nu vine să ți-l ocupe. Nu e lăsată. Bună dimineața, m-a rugat mama să o duc la cumpărături în Constanța, ea locuia undeva la 40 de kilometri de oraș și am lăsat-o la un mall în oraș, după care am mers în treaba mea. Mi-am rezolvat problemele și am plecat la țară. După 4 ore mi-am adus aminte că mama e la cumpărături, fostind din Constanța. A întârziat un pic. Deșteptarea